ce putem să facem pentru a ne depăși aceste blocaje pe care le simțim? În primul rând, termenul de trecut. Asta este un termen care trebuie bine ținut, trebuie bine memorat. Este un cuvânt în limba ebraică care reprezintă atașamentul și certitudine, atașamentul necondiționat al sufletului față de lumină. Acum, nu pici în starea prostească în care ești bătut și spui că este lumină, ești trișat și, adică, tu trebuie să fii prezent acolo într-o stare de reactivitate că și proactivitate. Bine să fii bătut, că e pentru evoluția ta. Da, e pentru evoluția ta, da, și există, uite, de exemplu, în toate curentele astea extremiste, de exemplu, uite, în curentul ăsta islamic extremist, eu vorbesc de cel extremist, da. Nu vorbesc despre Coran, nu e treaba mea, dar cele extremiste care am văzut câte lucruri se întâmplă în numele curentului extremist. Am văzut multe povești în care numele acestui curent extremist islam, în islam, povesteau că o femeie trebuie să treacă prin anumite trăiri care nici de cum nu țineau de fericire, unele chiar care îi atingeau integritatea fizică, pentru că pe lumea cealaltă le va fi mult mai bine. De exemplu, sunt pe YouTube, dacă scrii cum să bați o femeie, îți apar o grămadă de povești. În numele acestei, orice parte extremistă nu are ce căuta, indiferent de religie, da? Deci nu punem degetul pe islam. Asta e ce există acolo, în care ți se arată cum să bați o femeie fără să rămână urme pe față, în numele acestui lucru, iar ea stă și așteaptă pentru că pe lumea cealaltă îi va fi mai bine. E, dacă tu aderezi la un asemenea comportament, bineînțeles că tu nu produci lumină. Chestia este că sunt femei care fac asta fără să fie aderat la vreun curent extremist. Pur și simplu stau acolo pentru că nu știu mai bine. Adică n-au ce să facă, sau n-au unde să meargă, da, până, da, la urmă. Da, adică sunt, da, practic închise, da, și nu cunosc altă stare, da, decât aceea, da, în care s-au născut. Da, adică exact. Și lucrul ăsta se întâmplă, mai ales în societățile astea închise, femeia ani de zile a stat așa. Și până acum, până în ziua de azi se întâmplă asta și în țările evoluate se întâmplă asta. Ei bine, spiritualitatea este trezirea sufletului și există starea de lumină și de suflet pe care o atingi de lumină și odată ce sufletul merge mână în mână cu lumina, încep să-ți vină răspunsurile, încep să-ți vină rezultatele și dintr-o dată vezi că viața pe care o ai pur și simplu te sufocă. Este clar că există pentru tine o soluție și soluția aia o găsești dincolo de certitudinea fizică, o găsești prin certitudinea sufletului că se întâmplă și pentru tine sunt lucruri care te așteaptă acolo. Curaj și faptul că ieși la drum, pur și simplu pentru că crezi în drumul tău, dar încă o dată nu prostește. Dai deoparte frica. Găsești o cale pentru a reuși în viață și povești de succes de oameni care au plecat de la zero și au ajuns la mai mult de atât, sunt foarte multe. Putem spune, în momentul în care cineva vine cu, știu eu, cu agresiune către noi sau așa cum nu ne place nouă să vină către noi, putem spune că noi cumva atragem acea stare pentru că sufletul nostru s-a îndepărtat de lumină? Da. Putem face o astfel de echivalență? Un alt principiu în Kabbalah este că în același timp, în același loc, nu pot să existe și lumina și întunericul. Întunericul îți este reprezentat de faptul că nu trăiești bine, că nu ești fericită, că nu ești acolo unde trebuie, iar lumina îți dă o stare de aia de bucurie ascunsă, e o stare de aia de țopăială de copil, mereu am tradus din ebraică termenul ăsta printr-o țopăială de aia fără motiv, când vezi pe cineva că e veșnic zen și că îi place viața pe care o are. Deci alegerea trebuie să fie față de lumină, chiar când îți este întuneric. Și mereu am spus, cât de greu este asta? Foarte greu. Eu personal am avut 6 ani de întuneric în viața mea, în care la un moment dat n-am mai avut putere să mă duc spre lumină. Nu am mai avut putere să zic, știam că este acolo, dacă mă luai la întrebări, de asta eu nici n-am făcut atunci foarte multe ore și nu, dacă mă luai la întrebări, ți-aș fi spus pe de rost ce se întâmplă cu lumina și tu mă știi cum eram, nu eram în stare să văd în jurul meu, dincolo de această parte întunecată.